nemotivat domnul Moise Romeu și domnul Rândaru Gabriel. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să vă prezinte. Aș fost anunțat la ordinea de zi, avem două proiecte de hotărâre. Unul privind o aprobare a bugetului rectificat pe 2015 și un proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestare servicii, de tratare și de păstrare a gunoaielor între Primăria Municipiului Bacău, calitate de operator al depozitului, ADIS Bacău și agenții economice. Tutiții publice. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. De lei, o sumă ce va fi repartizată unitară cu cerințe sociale integrate în învățământul de masă școlii gimnaziale Căiuți. Articolul 2. Primarul va duce la îndeplinire prezenta hotărâri. Dacă ați citit în spate, aveți documentațiile și subvenții date în stare și capitolul 43.02.30, sume primite la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii în cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. Aici este vorba de cererea domnului Suluca Ioan, una Căiuț. Pentru fiul dânsului este vorba despre Suluca Fabian Ionuț Andrei. Dacă sunt discuții pe seama acestui proiect de hotărâre. Care vrea să discute imaginea proiectului de hotărâre, având în vedere alocarea sumei pentru un copil cu handicap din școală, vă spuneți părerea fiecare, documentațiile sunt puse la, aici, la proiectul de hotărâre, dacă ați studiat materialul. S-a discutat în ședință. Da, poftiți, domnul Matei. S-a discutat în ședință de comisie, am dat aportul la dreapta. Foarte bine. Mulțumim mult. Altcineva? Stai, Comisia de Economie, Buget, Finanțe și-a dat avis favorabil. Foarte bine. Mulțumim mult. La Comisia de Cultură a dat avis favorabil. Foarte bine. Mulțumim mult. Altcineva? Dacă nu mai sunt discuții, punem la aprobare. Care-i teama? Mulțumim. Împotrivă și abțineri nimic. La punctul 2, așa cum am citit, este proiectul de hotărâre prin aprobarea modelului contract de prestare de tratare pentru agenții economici și instituțiile publice. Dacă ați citit, ați văzut despre ce e vorba. Da, și primaria Bacău, dar am spus la început. Aveți aflat de contractul de prestare, poate ați reușit să vă uitați pe el, deci care instituțiile publice și agenții economice. Eu, ce să vă spun, sunt sceptic agenții economici, un II care nu știu ce prestează odată la nu știu câți ani. Deci cum e pictor, de exemplu, are II, înființat pictorul Brăuț. Să-l pui să dea 1.500.000 pentru noi pe lună, îți duci la 20 de milioane. Deci, păi, numai de la 80 de întreprinderi, mă gândeam așa, care se autorizează, 8 ori 1, 100 de milioane pe lună. Ei își fac treaba numai cu agenții economici, indiferent cât cu noi produce. Deci, îți pare mult. Nu știu. Ce să fie deja... Ei au pus și prețul, ei au făcut tot. E un fel de al doilea ion. Da. Uitați, vedeți, tarif pentru colectare, transport suprat al deșeunilor reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este 553-59, respectiv
110 lei medicul, la care se adaugă de ea. Noi, Comisia Economii, Buget, Finanțe, n-am dat aviz favorabil pentru a rămas de discutat. Deci se poate discuta în mine. Pentru că anul trecut eu, oricum, absent de cauză, că e aceeași problemă cu gunoiul, cum a fost că eu sper că lumea asta o să fie foarte greu și o să fie mai mult gunoi ca până acum o să fie pe stradă. Pentru că n-are cum să-l aduc cu omul până la gener gunoiul ăsta. Genele astea care sunt puse în mijlocul străzii acolo. După, mai ales peste vale, peste apa aia sau chiar la toate lucrurile. 10-15 cazuri izolate, domnule Ceanu. Nu, asta e problema generală. Nu gândim cu și... Am mai văzut la fiecare bloc și de la etaj 10 și coboară cu noi jos. Dar nu, prima, dar nu vine atâta... Nu știu, eu zic că, bă, mine, că o să fie mai mult gunoi ca până acum, pe pânaie și peste tot. O să vedeți dumneavoastră la anul cum o să fie. Oricum, echipa noastră ăsta, la noi nu s-a dat aviz favorabil, și asta vreau să menționez. De acțiune, domnul Lungu. Sunt niște sume care trebuie încasate. Noi suntem numiți operatori, numai la încasat sume. Cineva prestează niște servicii pentru încasarea sumelor respective. Vă ați plătiți? O face benevolul? Și altceva ce vreau să întreb, nu o să se plătească. De unde o să se plătească consiliul local sumele astea? Ei vor la, la o lună, pe data de 15, să-și primească banii. O, deci în termen de 30 zile de la emiterea facturii. Da, și unde, dacă nimeni nu plătește, nu ne, nu ne plătim, în bugetul local, nu ne plătim sumele astea. Deci este o aberație în sine. Deci este o aberație în sine. Deci noi ne-am numit operator numai de dragul de a încasa bani pentru o firmă privată. Nu ne-am numit. Deci nu v-a văzut nimeni până la asta, bineînțeles. Deci luați un pic volum de la spate, la capăt. Deci este asociația la care suntem membri. Dânsii au făcut contract și asocierea asta. Deja, ce să vă spun, posibil, că am fost la o ședință cu o săptămână, putem asta, posibil să se închidă groapa de gunoi la Bacău, deoarece modulul 2, nu știu, nu mă pricep foarte mult să vă dau explicații detaliate, nu a fost terminat, cred, s-a dus garda de mediu, le-a dat pe 300 de milioane amendă, că ei trebuia să aibă undeva, deci toată scurgerea aia care e de la gunoi, ei trebuia să o preia, să o transporte în apă. Și vreau să mai sunt ceva probleme acolo. Directorul de acolo a zis că se va rezolva. Dar, nu știu, deci eu vreau să mai întreb ceva. Dacă noi ca stat, noi suntem o comună, suntem nimic, dacă guvernul vrea ceva, putea să finanțeze sau să subvenționeze colectarea de gunoi, firma respectivă, îi dădea un suflu. Deci, cum e și în agricultură? Subvenționa și o mată din sumată, îi trei lei și ceva. Subvenționa un leu și ceva pe cap de persoană care produce gunoi. Vineau bani. Era o licitație corectă și dacă se voia la nivel național, se dădea o hotărâre de guvern sau se forma o lege. Nu ne implică pe noi, pe un consiliu local, să luăm asemenea decizii. Eu spun că totuși tot sistemul ăsta care s-a creat este o aberație și nu este funcționat. Deci asta am vrut să spun. Deci statul, dacă era interesat, găsea alte modalități, avea posibilitatea de ordonanță de guvern să dea o lege ca să creeze facilități pentru o firmă care colectează de gunoi sau putea da o lege pur și simplu prin Parlament. Putea subvenționa. Deci da, când România este în condiția asta, subvenționez colectarea gunoiului pe o perioadă de 3-4 ani și dau un suflu la firmele respective ca să trăiască și să reglementa situația asta. Dar nu prin forța bugetului local, nu prin forța subvenției pe gunoi. Suntem copii, un dilege clar, spune producătorul, domnule, ai două variante. Un guvern poate să facă orice. Deci nu poate să fac orice, dar poate subvenționa treaba asta, nu, deci eu așa bănuiesc, eu așa gândesc, nu pot spun și o impun la cineva. Domnul președinte, multe bani scurte. Multe bani scurte. Domnul primar, care credeți dumneavoastră că ar fi problema această taxă către întreprinderi individuale? Da, dar cu asta vorbim. Nu, asta e o problemă? Deci asta e o problemă? Nu, eu zic că, vedere, poate să fie o problemă în sensul în care nu ne gândim la societăți mai mari care spun că efectiv produc. Luați că avem 30-40 de PFA-uri sau IE-uri, da, care efectiv s-au autorizat și... Și e bine sau e rău? Din punctul meu azi.
În punctul meu de vedere, vei fi foarte mult ca un IEI să plătească undeva la 15-16 milioane pe an. Dar nu produce gunoiul ăsta. Bun, și prețurile le-am aprobat și unica de voi. Nu, am aprobat prețurile pentru persoane fizice. Una e 3,96, ai 5 persoane, dai 15 lei. Eu zic o familie cu 5 persoane produce mai mult ca IEI-ul care mi-a venit a Victorului. IEI-ul care are un tractor sau altceva, mă rog, de astea mici. Nu vorbim, chiar nu-i cazul să spunem la un magazin care rulează, face câteva milioane pe zi, zic eu. Dar avem niște specii din astea mai... Sunt multe IEI-uri în comună. Sunt IEI-uri la crescători de animale, vreo 20. Care... Da, dar nu e... Deci știți cum e? Nu propunem noi preț. Ei ne-au trimis contract cu cadru, cu prețul, toți să-l aprobăm. Deci, noi am mai avut, am avut și doamna secretar. Nu-l putem și noi. Eu nu știu, de, după ultima ședință, vis-a-vis de asta, am fost dezamăgit. Oricum, e un proiect care se implementează și vrem, nu vrem, se va adera la el. Chiar nu știu ce să fac, sau chiar nu știu ce să spun. Da. Deci chiar mi se pare un pic aberant, deci mă uitam acum 125 fără TVA, mai pui 24%, 1.500.600 să dea pe lună un IEI. Adică, haideți să dăm deoparte niște firme mai mari, da? Dar și cum facem situația asta? Cum găsim o soluție? Vrea să vă hotărâți. Dar cum o puteți să rezolvați? Să nu aprobăm, este bine? V-am zis, nu știu, dumneavoastră, gândiți-vă, nu pot să dau sfatul de aprobare sau neaprobare. Eu am venit de actele, nu. Nu mi-o mai... Eu v-aș ruga să vă spun fiecare părere. Domnul Grăcean, e foarte bine că vă spuneți părere fiecare, dar gândiți-vă că la persoane fizice s-a aprobat. Noi discutăm de agenții economici. Că da, o persoană fizică... Și de instituțiile publice, școlile, bisericile, primăria, instituții publice, noi discutăm de agenți și instituții publice, persoane fizice, s-a aprobat. Da, dar nu vorbeam de instituții. Așa că puteți dumneavoastră. Da, da, aici în materie e prins și instituțiile publice. Puneți câte biserici avem. Deci biserica de la Bidar, sigur că două da, biserici. Bidar, Bralea, trebuie să dea 3.500.000 pe lună. Trebuie să ne gândim și la astea. Biserica de la Hăltiu cu Boiștii, 3.500.000, aceeași parohie undeva, 45.000.000 pe lună, pe an, 45 ai la altă. Dacă nu o să plătească, nu le mai dați autorizații de funcționare în anul următor? Da. Credeți-mă că autorizațiile trebuie liberate până la sfârșitul anului, mai sunt 3 zile, văd că n-au venit mulți. Din la 1 ianuarie eu nu semnez autorizații de funcționare pentru cei care n-au venit. Și vor plăti scump amenzi, pentru că vă spun sincer, ați văzut, l-a luat pe piedonii pentru semnarea unei autorizații. Deci dacă legea spune până la 31, nici tata, dacă vine, nu-i semnez autorizații, eu. După 31 decembrie. Și am mai trimis răspunsul peste tot la agenți, să joacă unii, nu știu ce aștept. Adică eu vreau să vă spun că am surse sigure, nu știu ce e în luna ianuarie. Că toți, să știi, s-o da termen, o să vină. Sau este cu amendă, care eu nu știu cât e amenda pentru neautorizat. Dar parcă nu mai e. Nu mai e. Nu mai e? Până la 31 acum. Nu, dar așa știu. Nu mai e, dar da. Vorbim asta din septembrie. Și până pe 31 decembrie toate firmele trebuie să autorizeze pentru anul următor. Am putea vota un pic, să zicem, aprobăm, dar cu valoarea asta, să punem noi valoare. Domnul, așa aprobă Consiliul, dar dacă vreți, vreți, mă gândești și sutați pe ei, Consiliul. Eu nu sunt de acord cu ce propuneri venezuela. Și mai e, dacă mai e cineva să comenteze la proiectul ăsta. V-am zis încă o dată, o repet, IEI-ul lungul va plăti 18 milioane. Indiferent, nu știu cât cu noi produce lungul. Băiat, IEI-ul... Cadastrul lui Danilă, cadastrul mai e nu știu care. Deci sunt multe din astea care efectiv un singur om e obligat de lege să-și facă o firmă privată. Dar numai câte sunt asociații? 18 milioane îți dai cu noi pe an. Dar ce cu noi produce... Coordonate de lege în asociație. Sunt locuri de vreo 10 și... Ce? Băiat ce-ți plătească vreo 200 și ceva de milioane care sunt în asociația. Aprobați cum vreți dumneavoastră. Domnul Oanel are unde s-a înscris. Poate domnul. Da, eu am ceva de obiect.
prețurile la persoane fizice, chiar. Mi s-au părut exagerate. Toate persoane fizice, mai ales la astea duvinicii. Noi, domnul Nel, să punem 3 persoane pe familie. Hai la minifar, dau 5-3 milioane de bani pentru noi. Nu mai încălează duf. Modalitatea de încasare a banilor e o problemă. Va fi conștient de asta. Noi le facem un serviciu la acea societate, să le luăm bani, să le dăm bani pe tavă. Deci nu-și organizează ei un sistem de încasare a banilor? Atât la persoane fizice cât și juridice. De ce să le facem noi un serviciu gratuit? Vă mai spun altă treabă. În condițiile în care noi suntem partea unui proiect, domnul Vrânceanu, m-aș spus un pic? În condițiile în care Comuna Căiești nu este partea unui proiect, cum e acesta? Și cetățenii să aibă un contract, va veni mediul la fiecare care nu are contract și la societate și la toți, ai nou. Unde duci? Amendă. Luați și partea proastă. Domnul primar, doamna care vine de la mediu este în gura de neaur. Noi, asta e trafic de influență treaba asta. Eu m-aș abține să spun treaba asta la locul dumneavoastră. O spuneți într-o ședință. Deci spuneți că cineva trimite în mediu ca să sancționeze niște oameni. Deci este trafic de influență. Deci vă dați seama. Deci n-aș eu, dacă aș fi asemenea cu mine. Eu v-am spus, citiți legea mediului și va veni. Pe cum? Trimite benea cu cineva de la mediu să sancționeze un om în comună pe iuți? Vin de la vândere de la Sinibiu. Păi dar ce? Iau datele care n-au plătit și trimit mediul la ei? Nu, vă dați seama, asta este trafic. Deci asta este penală deja, domnul primar. Ce amendă? Deci nu, este penală treaba asta. Cum eu dau liste? Domnul deci... Lungă, dar ați avut dreptul la cuvânt. Vreau să vă spuneți pe mine. Și mă abțin, nu spun altceva. Dar nu, eu vă rog, nu cumva iau dreptul la cuvânt. Dacă mergeți cu mașina și ați încălcat regulile de circulație, și vă da amendă, e DNA sau e gura DNA-ului? Nu, dar nu-i dă nimeni lista cu mine. Da? Să-mi dea amendă. Dar și aici cine-i dă lista? Păi nu vă dați seama că asta e rezică. Cine nu plătește, trimite cineva cu cineva acolo. Nu, este lege. Deci, care cetățean, noi este obligat să avem un contract de cineva care îi prea cu noi. Sau dacă nu, du-ți-l tu la groapă, adică noi la Bacău. Va trebui să avem o persoană care se ocupă... Eu am luat un calcul, este prins în organigram. Am luat un calcul, să știți. Va trebui o persoană care... La câți locuitori care ai comuna? 1190 de poziții de rol. Numai să le contabilizezi. Eu știu, mă uit la sistemul de la apă canal, care e foarte greu. Și mergem cu 700 de... Și ăla e mult mai simplu, pentru că omul citește contoarul, vine și achită pe bază, dar la gunoi trebuie să vină fiecare personal, verific câți membri de familie ai, 10, vete, ori 3, 7, atât, nu știu cât ai. E mult mai greu din casat ca la apă. Poate e greu, până vom educa cetățenii să știe că lunar n-au de plătit anumite lucruri, cum e la unie sau în altă parte, chiar duce și plătește. Nu toată lumea, 60-70%. Și la apă e conștient. Da, domnul Motoare. Dar în rece cât am fost la apă? Deci la apă nu sunt. Poate domnul Motoare. Hai, dar acum avem o listă și... Domnul primar, eu nu înțeleg de ce asociația asta se folosește de noi. Trebuia să vină o persoană autorizată de la asociație, stă de vorbă cu noi aici în consiliu. Eu nu văd. După aia, ați spus problema, păi la Unești, gunoi așa. Păi nu amestecăm urmanul cu urmanul, domnule. Ăla n-are grădină, ăla n-are porc, ăla n-are vacă, eu cartofoleu și-l dă la porc. Eu am pubiala, n-am 3 kg de gunoi într-o lună zile, în ea. Și vecinii mei la fel. Bravo. Un cartof, o ceapă, tot o curătat, o dată la o găină, în curte. Așa e. Spune clar, gunoi menajer, nu pui cenușă, nu mă turbă în curte, nu rânești la porci, ăsta nu se numește menajer. Pentru alea de la porci, vaci și alte animale, este groapa de gunoi care facem noi. Eu am spus așa, sfârșitul lumii va fi departe. Iar groapa de gunoi, ascultați-mă un pic, groapa de gunoi nu va funcționa niciodată. Eu, dacă am 6 vite, gunoiul nu-l duc acolo, că nu-s nebun, mă costă transport. Eu o duc o bucată la mine să mănânc, natural. Păi și când o veni ăla, că l-ai dus pe bucată la mata și îți dă... Când o veni ăla? Va veni. Hai să murim noi. Hai să lăsăm treburile să decurgă la nivelul, la pregătirea noastră, la nivelul nostru de sărăcie de aici. Nu amestecăm ruralul cu urmanul. Ăla din bloc se duce și acolo se ducă gunoiul. Nu-l poate duce în spate.
N-are cu una la mână. O spus, hai să zicem că acceptăm gunoaile astea. Dacă serviciul apă îl încasează primăria și eu, Neculai, am 4 milioane, mi se închide apometru. Să tai robinetul. Că la Irie, telefonul să mai departe. Vă întreb la gunoaie ce le faceți la oameni. Nu-ți plătește. Ce-i face? Ajungem într-o situație, exact cum acum, hai să discutim de penalități. Că se tăbăresc, se adună, se iertă populație. A venit peste noi cu pompierele alea, parcă a fost o invazie din asta, le-au turnat la școală, le-au dat la oameni încântați de știutori, s-au dus să o lua fiecare câte o pompieră. Acum se uită la ea. Faci cu scălătii. Bă, dar am fost eu, m-am dus la unul sau la băieți, bă, cât gunoi a adunat un cutie asta? Asta, 2 kg de gunoi, într-o lună de zile. Păi ăla nu o lupli nici într-un an, fratele. Un vecin, dar eu mă trag cu o grașa, bă, du-te, dracule, și ia acolo, mă, îți dă ăla cu ei în cap, nu vin moasă. Acolo are o aparatură. Deci, drumul spre civilizație și curățenie se anunța. Doamne, civilizația noastră se vede. Vrem apă, canal, atunci așa. De ce să faci stații de epurare la apă? Domnul, de ce să faci stații de epurare pentru apă? Canalizare, n-avem asfalt, n-avem alte lucruri care sunt utile. Am ajuns la gunoi. Nu e la Gheltiu, dar vine la anul următor, în 2 ani și Gheltiu, la fel la nivelul satelor alte. Domnul primar, mi se pare al doilea eon din România. Ei fac... De ce-o trimis? Primarul să facă... Nu, domnule, vino aici să stăm vorbă cu dumneavoastră. Să vedem cine ești, cum ești, să vedem ce societate ești, și cât ești de credibil, încasată-ți banii. Nu vine cu mașina pe sasul, nu-i așa? Și sunt oameni, să vă mai spun un lucru. Eu reziliez contractul. Are cineva ceva cu mine? Nu, domnule, eu n-adun gunoi. Am luat atunci, am crezut că ți-e serios. Gunoi menajer, uite, ăsta e gunoi 3 luni. Dar nu înțelegeți că nu-i contract, este taxă specială? E contract cheie ăsta. Asta nu face contract numai la societăți, la persoane juridice, pentru că oamenii care sunt. Și atunci vine și-mi face dacă nu-i dau bani. Deci cât ar veni? 5 ori, 3, 5, nu? Cam la o societate ar fi cam cu noi produs de 50 de persoane. Da, dacă ați terminat, vă mulțumim mult, domnul Turlan. Cum au spus și antevorbitorii, dacă suma strânsă, neplătită de o firmă, am să spus că sunt mulți de firme, care acționează pe teritoriul comunii Căiuți. Primăria, în loc să facă un serviciu firmei, își face un deserviciu ei. Adică va încasa, adică nu va, va avea debite. Ce o să se întâmple? Eu am spus-o, dacă v-ați aminti, cred că acum, la 2-3 ședințe, este o acțiune care cât de cât va trebui suportată din Consiliul Local. Deci în bugetul pe viitor trebuie să ai o rezervă... Pare o acțiune forțată, așa impusă. Trebuie să ai o rezervă de bani, să spui, în condițiile care începe după 11 ianuarie, vin facturile pe 11, să spunem, sau când le trimitei în termen de 30 de zile, noi de pe 1 februarie până pe 28-29 februarie, cât o avea luna, noi trebuie să plătim până la sfârșitul februarie factura pe luna ianuarie, care trebuie să vedem de cât. Noi o să plătim în funcție de cât transportăm, dar ne trebuie om la recepții, la semnat. Automat apare factura aia. După 30 zile vine următoare și tot așa. Și să spunem că eu nu încasez pe aia din februarie decât 50 milioane și am de dat 80, 30 trebuie să-i susțin de undeva. Până se reglează, da. Că nu o să mai reglez. Pentru că la sfârșit doamnă o să fie debite foarte mari. Deci, o modalitate trebuie găsită asupra cetățenilor. Chiar îmi fac probleme vis-a-vis, acum treceam pe Britanie. Astea, am zis să dau o tură așa pe comună și chiar mă uitam. Am luat-o din capul prării la Vale. Tot mă sunau cu iluminatul, unde mai sunt niște probleme. Și vă mai spun un aspect, mă uitam în Britanie, mă gândeam una goală, două locuite, iar două goale, una locuită.
față de Pralea. Pralea, cred că am, și ca o imagine, cred că am numărat în jur de 80-90 de case cu lumini de anul nou, vreo 14-15 în Bridar și în Popen vreo 24. Unde de dată n-ai, aici, acolo, câte o ghirlandă de ceva. Deci, ne spune și o să ne dea ceva de gândit, pentru că în satul Pralea încă mai sunt tineri, și chiar mă uitam la casă și aveam în imagini, sunt și plecați într-adevăr afară. Dar o mare parte sunt rămași, de când coborât din Bredar la Vale, Popen, nu mai vorbesc că e sat, e dezastru, ce să mai vorbesc de Vrânceni. Vrânceni nu mai am cuvinte, sau mare parte a Hârtiului. Nu știu, va fi o problemă cu casa, da? Da. Știți cum e, o oră am intrat, trebuie să dansăm. Da, dar vedeți că nu este că e impus de cineva ca vrut. Fiind membru în Uniunea Europeană, îți spui regulilor care sunt. Deci și acolo se întâmplă ce vrem să facem noi acum. Domnul primar, am o întrebare. Da, mai absurdă cum fac. Ia spuneți și dar ce face cu calul care merge pe sosia, ce face? Pune pe împărțul ăștia, cum face? Nu face gunoi? Cine îl strânge urmărul? Cine îl mătură? Pare mare. Trece turma de oi. Sunt bani de toate. Cine? Calcăm acolo toate. Da, sunt întrebări la care vă puteți găsi singură. Păi vedeți? Răspundeți pentru că în timp, pentru aceste străzi, pentru ce o să trebuiască 2-3 oameni la salubrizare sau păi, la întreținere. Deci, dar spre asta ne ducem, ce vorbim, că veniți domnul Pompiliu Durlan acum. Chiar am avut o discuție, vine fiind tot și că auzi, domnule primar, nu mi-ai făcut șanțurile. Zic, mi-ai adus cazmat, cizmi, salopete, o cască de protecție, vine să-ți săp șanțul, mă, ta. Păi, dacă am ajuns ca primar să-ți săp șanțul, asta-i treaba. Deci cam am făcut o paralelă, să vedeți ce înseamnă concepția despre viață într-o comunitate la noi. Mergi cu turma de vaci, pleacă la pășcut, nu normal, nu mergi. N-au voie să meargă pe șosea. Fiecare trebuie să-și ia vacă. Dar nu, acum noi suntem hazardați în situația asta. Pentru că omul trebuie să-și ia vaca să o ducă pe proprietatea lui, nu unde vor. Ați văzut că acolo așa ceva n-a spune așa. Că se spune să ia vaca de câțiva ani de zile, cu luat-o de funii și cu la pășcut. Eu n-am luat-o, o să o ia altă de coarne. Civilizația e greu de urmă. Greu, dar acolo se va ajunge. Să vă spun că acum 16 ani, când am intrat viceprimar, cred că erau 2000, nu știu, 2000 de vaci, sigur erau. Dacă le luăm acum, la persoane fizice mă refer, nu la mici fermieri care au mai acumulat ceva, nu știu, la persoane fizice, dacă sunt 250 toate pe una. Eu am crezut că e când v-ați spus că ați fost prea blar, am crezut că ați fost la Manoli, că într-adevăr făcea poate la gard, la casă, pe acolo, și mă gândeam cum face proiectul. Zic, văd și după proiect. Că poliția acum uite arătă la Manoli ăsta, nu stă prin comună să vadă ce face lumea. Acum așa l-o pe aia bună, că a adus o fel de patron Manoli în comuna asta, datorită dumneavoastră, bineînțeles, nu-l locul. Domnul Vrânceanu, vă rog frumos să dați omul care m-a văzut pe mine, filmul... Nu dați replici fără să nu vă scrie. Haideți că treceți la un subiect, la altul și nu-i vă sensul. Da. S-a înțeles. Care mai e? Care vrea să-ți mai spui? La proiectul respectiv. Care vrea să-ți mai spui? E o problemă legată de timp. Trebuie neapărat aprobat astăzi? Deci am făcut o regim de urgență pentru asta. Nu. Rectificarea asta a venit să și păcat să nu dăm dreptul unui copil de la... Ce se întâmplă? Dar nu e omul meu. Nu votăm. Să venim o reprezentare acolo. Da. Poate să invitați. Nu fost la Onești. Cum am venit și la Onești, vin și la Onești. Poate să vedeți mai bine. Dacă mi-ați permite și mie să iau cuvântul să spun părerea la punctul ăsta. Eu zic așa, să meargă la înapoi materialul. Părerea mea, eu nu vă spun dumneavoastră. Să meargă înapoi, pentru că e vorba și de agenții economici la nivel de comun. Îi spunem agenții economici, dar vai de capul lor la o parte, vă spun. Vai de capul lor, nu are cu ce să întrețe lumea. Așa cum a spus și domnul primar, au venit așa de sus o bombă din asta care
pur și simplu n-au judecat. O să agent economic, bă, are bani, domnule, are economie, are beneficii, face, drege, învârtește. Nu e adevărat treaba. Sunt vreo 2-3 care mișcă comunul, restul sunt la despirare, sunt la terminare complet. Așa că, părerea mea, nu vă spun de parte acum, să se recalculeze din nou treburile astea, niște valori aberate. Dar nu, nu se poate continua așa ceva, cum spui, de 16 milioane pe an, 20 la săracul nici nu câștigă, poate. Uite, suntem președinții de Consiliu, să veniți următoarea cu asta, cu contractul aprobat pentru agenții economici și statistici publice, sunt prețurile mari. Eu așa, se poate aproba preț? Proiectul ăsta de hotărâre să meargă înapoi cine l-a făcut cu valorile astea să regândească pe noi. Eu știu ce e. Păi este timp. Păi este timp să le face ceva. Este un ii care e o tutor. Nu se pare normal că ăla nu produce nici stai acasă să dea 20 milioane pe an. Și sunt multe din astea. Adică, crede-mă, la societatea cu 80% fârfâi, să mai vină cu 20-30 de milioane pe lună sau că le vine cu noi, ne punem în cap și așa pe toți. Da, Bogdan, eu am înțeles, nu plătești și taxe, 1.500.000 pe lună. Îi dă un tomberon de gunoi pe lună sau când, de obicei, la agenții care mai supraviețuiesc, vând bomboane, cartoafe, le rămân niște cartoane, ce rămân. Îi dă foc, mă. Și nu-l pune în tomberon, om, decât să dea atâția bani. Deci știu că nu-i dăm voie. Știu, dar... Da, nu știu, oricum nu o răcilează. Eu așa părerea mea să reajudice din nou prea. Nu ia așa să vezi și dar să vină el cu preț, nu ne rugăm noi de el. Nu-i convine, nu e mă bără și mă bără. Așa, așa, închide. Da, nu știi, nu știi. O dăm înapoi să vă spun de ce e. Deci la două refuzuri, deci asta și încă ne-a aprobare, ne exclude din asociație. Și unde ducem cu noi? Unde ducem la grea, pe refuzuri. Da, măcar e ca o pierdă. Hai, domnul Lucea. La firma care a activat până acum se desfințează? Da, da. Nu mai au voie pentru că nu le mai face nimeni contract proaspăt de cu noi. N-au unde depozita. Aici e treaba proastă, că nu există variantă. Domn primar, cine e director la firma asta aici la Bacău? E un domn Orșa. Un domn Setu, nu? Nu, domn Setu e... Ba da, el e director. Nu e, este altcineva. El e director. Este la... Director, stai un pic, nu la asta mare, vorbim...
Dar da fucimăsă. Toate astea băgate. Dar scrie în contract. Da. La aia mare am înțeles unul din Bacău, ce l-am văzut eu. Da, el la asta mare. A fost și la ședința din Consiliul de Onești. Mă spun tot ce l-am ați văzut? Da, aia. A fost și la ședința cu președinții de... Nu, băi, atunci atunci... Nu are importanță, cine că... Da, atunci, atunci nu mai spunem la vot și să punem la vot să o amânăm. Cine de acolo să o amânăm? Și noi cu ieșim cu fața vot. Să nu mai gândi, nu. Și nu mai gândi, nu. Regulamentul spune să o amânăm. Aprobare. Ei, na, că nimic nu-i pot dintre acolo. Nu, e chiar așa. Nu, da. Nu, facem așa. Este decizia noastră. Regulamentul spune clar, indiferent că o votat, nu trebuie să o pun la aprobare. Dumneavoastră, decideți. La a doua ședință o punem în discuții cu rectificările le-am propus noi. Sunteți de acord cu ceea ce am propus eu să rectifice să prețurile? Să se facă diferențiat. Să le facă diferențiat. Deci prețul este... Și atunci noi nu suntem contra. În prima ședință să vină aici. Domnul primar, noi nu suntem contra să ne aprobăm, dar cu prețul este aberant. Este licitat. Da. Și ne-am mai zis un lucru că deci dacă nu predai cu noi, nu plătești ca societate. Dacă îți dea un bon când vine, îți dă un bon când ai predat cu noi, nu vei plăti. Asta e bun. Da, asta e bun. Asta e bun. Deci dacă predai, plătești. Corect. Asta ar fi cel mai bun. Asta e lucru bun. Punem la aprobare. Care e pentru? Zero. Nu mai pun nici împotrivă. Nu, nu, așa. Cine se abține? Da, să putea pune să abține. Variante trebuie să fie una. Pentru împotrivă sau abține? Da, da, e dreptate. Mulțumim. Trebuie și unul. Împotrivă. Împotrivă unul, domnul Lucru, da. Dacă mai sunt probleme, n-a să deci nu avem pe ordine diverse, dar putem discuta dacă sunt niște probleme punctuale, zic eu. Fiind ultima ședință din anul 2015, vreau să dacă aveți anumite probleme punctuale. Tot vorbim despre gunoi, cel puțin pe rata satului Feiuț. Nu sunt poșuri de gunoi pentru copiii care vin de la școală. Să pun o hârtire, o napoletare, un suc pe care, ambalajul la un suc pe care îl bea. Nu există niciun poșuri de gunoi. Înainte am dat coșurile, să pun coșuri la stradă și bănci. Avem în spate, singura variantă e unde le dăm. Dintre dumneavoastră consilier, dacă aveți undeva ca să duceți să pună cu coș, dar mergem în mod expres, ne-ați dat pe listă, unde ați dus și să le vedem montate, nu? Și eu aș avea și o părere, să cer o evidență la toate băncile și coșuri de gunoi care s-au dat. Avem, da. Și care nu sunt... Sunt curte de jumate, mai bine. Mai bine de jumate sunt curte. Confiscate și gata. Ar trebui o evidență și toți cei care dețin, luate sau dacă nu, în cel mai scurt, cum s-ar trebui. Cea mai bună variantă, eu la care mă gândeam, de exemplu, cu Micăiuț sat. Acum că până unde este asfaltat, chiar și acolo. O să stabilim punctual. Cu 416, luăm ciment, luăm ceva și mergem să montăm noi direct. La Hârtiu, opresc acum pentru zona Hârtiu, unde se asfaltează la fel. Dar v-am zis, unde doriți punctual, 4-5 bănci, coșuri, veniți, nominal, unde se face proces verbal, luați-le și fără probleme. Neapărat, am... Nu, dar astea avem o evidență, ne-am și zis, o să ne ducem și în cartier, cât stă copiii la bancă, toți de la poartele de montare băgate în cutie, cât stă copiii la bancă. Confiscate, stimate domnul primar, mă scuzi, dar confiscate și bagate date la transfer la oamenii care n-au la poartă și vrea să o bagă. Dar nu-i pune beton și ăsta, tot îl ia. Și dacă a pus beton, nu spate, betonul e mai greu să-l ia. Eu legat de sărbătorile de iarnă, mai ales de anul nou, aș ruga pe conducerea primării, domnul primar, viceprimar, administratul care e, cât de cât poliția comunitară să ne asigure puțin liniște din sat. Adică să fac un control, domnul primar, și zice că eu știu ce e acolo lângă mine, nu numai lângă mine, cam... Asta nu-i discuții, că mai discutam o problemă. Pentru liniștea copca, sunt oameni bătrâni. Discutați-o. Nu, aia nu s-a încheședit. Domnul președinte, îmi permiteți? Nu, dar s-a încheședit, dumneavoastră sunteți liberi la cuvânt, dar vă respectați dumneavoastră. Vorbiți minând, nu toți odată când are rost. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și eu. Da, uite că discut și eu o problemă. Dacă îmi permiteți, domnul primar, o problemă foarte mare. S-a investit niște bani în treaba asta de aici, cu sport. Vin și eu acum vreo două zile,
Eu, mi felul meu, de mă duc așa, că așa mi felul meu, vreau să mă astâmpăr frumos. Și mă duc instantaneu, intră pe poartă pe acolo și când mă duc la cât acolo și copiii nu intră. Băi, cum nu intrat? Da, au rupt o clasă. Îți rupte în două părți. La capătul celălalt și la capătul ăsta. Nu se rupte de copii, de la mine. Așa. Când m-a văzut că intră înăuntru ăla, m-a văzut pe geaba asta care-i cu administrat. Dom'le, să iau niște bani în comuna asta, ca cum i-a aruncat pe fereastră, încolo să nu-i mai găsească nimeni. Sunt niște salariați căzuți din cer pe pământ, care nu știe ce-i cu ei, cred că nici nu știe limba română, nici eu de multe ori nu știu că mă mai furiez. Nu știe limba. Cum mă te duci tu și tu nu poți supraveghea o muncă depusă cu banii statului la primărie, a contribuia, care contribui cu bani la primăria asta. Și tu te lași să se distrugă averea asta a comunii. Copiii aia intră. Cine ne dat ceva, dar nu poți intra pe unii intră eu. Măi, eu n-am venit să intră. Vine ăla care e polițistul ăsta de la comună și discui la că tu când m-a văzut, vin discui, că l-a sunat ăla de acolo, cred că m-a văzut pe geam. Și discui la că cine l-a sunat de acolo? Poftim? Cine l-a sunat? Fodor, altul cine e? Fodor. Păi, dar de asta am zis că e căzut din cer pe pământ. Nu. Așa. Când erați în parte și vă pupați din avestră. Nu mă pupam el, mă pupa el. El nu m-a pupat. Era să vă catarabă. Că el mă pupa, dar nu-i încălțea. Așa. Vedeți ce face politica asta pe fiindă oameni. Asta e domnule, domnule, ce-a făcut rău acolo? L-ați primit pentru anumite probleme, cumva. Dar din punctul de vedere administrativ, e zero. E așa mi-e felul meu, să spun adevărul. E zero. Și sunt multe probleme la nivel de comună, zero. Vă spun sincer, dacă vreți, le pot desfășura și am scris și am scris și am scris degeaba. Vă întreb ceva cu dumneavoastră, da? Da, cu plăcere. Știți că vă apreciez întotdeauna, sunteți un foarte bun narator. Teoretic, da, practic. Vă place să vorbiți, să spuneți, să dați sfaturi. Da. Dar nu vă place să faceți nimic când scrie. Ba da! Îmi place foarte mult! Doamna Bataman! Dar când te duci să faci ceva, îți dă un pumn, nu, uite! Din te place, îmi place! Știți câte atribuții aveți ca și consilier local? Da, sunt și fac! Și m-am dus prin toate satele din comuna asta pe jos. Am fost și la Prarea, stimate domnule primar, la șoseaua care ați făcut-o, care comunică cu comuna Căriți, care spuneați că până la anul nou ar să ajungă gata. Ce interes a fost cu șoseaua aia acolo, s-au îmbârligat treaba, am să fac o adresă sau dacă nu, am să cer în aici să ni se dea în scris cât bani s-a cheltuit cu șoseaua aia de acolo. Da, știți că ați aprobat, nu știu. Da, aprobat, dar vreau eu să am în scris, să știu eu de exact ce bani s-a cheltuit acolo și ce interes a fost. Faceți o interpelare. Nu, ce interes a fost acolo, asta, pentru asta, chiar vă rog, să-mi dați în scris în plic ce interesă și ce bani s-a aruncat pe fereastră. Facem un mol acolo. Domnule, lăsăm glumele, că dacă aveți glume în program, mă refer cu mama, putem discuta la nivel de mama. Spuneați-vă că aveți. Este fosta din Hoții CPP, că pe ea este da. Făcut. M-am dus pe jos până acolo. Mă lăsați să termin. A fost un interes personal foarte puternic al meu. Mă gândeam eu așa, de unde să arunc eu niște bani? Este fost alinuță CFF, ideea este ca în timp să fie redat publicului și traficului de căruți. Ce suprafață aveți? Astăzi s-a făcut un kilometru jumătate. E un circuit închis care scoate până la, exact la dumneavoastră scoate acolo. Eu m-am dus pe jos până acolo de la tope. Deci acea, în afară de 32.000, cred, maxim, de roni, comuna că nu s-a implicat cu niciun alt ban acolo. Sunt fonduri europene. Acea distanță, acea porțiune de drum a fost eligibilă și a putut să vină o finanțare să refacă un drum. În continuare, cine va fi următor pe nou gal? La drumuri forestiere, la drumuri agricole, poate să o continui, kilometru jumate, două. Următorul încă două, trei și din două, trei măsuri de astea se leagă de la Popec până la Pralea. Un drum adițional. Înainte de a începe ședința, bă, că sunteți foarte larg, așa, ca Iliescu zâmbiți. Cineva în timpul ședinței înainte ați spus că pe unde vor merge căruțele, domnul Vrânceanu, pe unde vor merge alte atelaje, că nu o să mai dea voie pe drumurile principale. Vom fi obligați să facem drumurile adiacente?
Chiar peste tot, da. Ăla e marele interes personal. La toate au fost interese de vocinjul. Voi o întrebare și meschine așa. La toate au fost niște interese directe, așa la ce să faci. Dar de ce să faci? Nu mai vine stăm degeaba. Eu m-am dus acolo. E bine să vii 4 ani de zile, când te-a trimis cineva, vrei, nu vrei, că în alte condiții mulți nu erau prin consiliul ăsta. Să vii, să stai și să spui, nu-i bună aia, nu e bună aia, nu e bună aia, vă rog frumos să nu țipați, că avem auzul destul de bun. Nu-i bun deloc, nimic. Nu-i bun aia, păi nimic nu-i bun. Păi e bun aici că ați investit bani și n-ați făcut nimic cu corupt gardul. Să schimbă plasă. Să stă poliția locală și nu... Bă, nici eu chiar... E legat de teren, cu lanț, pe polițist. Așa, nu trebuie legat, dar nu se duce de acolo, parcă ar fi legat. La dreasă, dacă vi s-a rupt gardul, n-am legat un polițist local de gardul dreasă. A, ți-a avut, domnule, nimic. La noi, în comun, aici, totul e... Bani aruncați pe fereastră, că am zis... N-am zis în prafasti. Bani aruncați pe prafasti. Ați venit în 4 ani cu un proiect de hotărâri să fiți inițiator că vreți să faceți ceva? Nu sunt chiar dacă vine cineva. Un an nou fericit, bucurii, domnule primar, nu fiți supărați pe mine. Să vă dea Dumnezeu viață lungă, fericire și... Știți, toate cele bune, viață, și dumneavoastră, da, Dumnezeu să dea, dar Dumnezeu dă cât vrea El, și știi, fiecare... La unii de cate probă, și nu vede, la da, așa. Și aveți toți, tot respectul meu, un an nou fericit, bucurii, fericire, domnule, și sănătate cu... S-a ridicat problema iluminatului public, s-a promis de el, a spus că vrea...